Un adevărat eveniment care a beneficiat de o participare selectă și bogată atât din rândul jurnaliștilor, cât și al politicienilor sau persoanelor publice din oraș și județ. Vorbim despre prima ediție a Galei Premiilor Presei Giurgiu Vene, acțiune inițiată de Ion Diaconescu și Laurențiu Țintea, realizată cu sprijinul Asociației Eden Green și Valahia TV și finanțată de Consiliul Local, Consiliul Județean, dar și de o serie de sponsori locali. Gala a reunit mai multe categorii de premii stabilite de o comisie de jurnaliști la secțiunile televiziune, presă scrisă și presă online. În total au fost acordate 26 de trofee. La categoria televiziune câștigătorii au fost cel mai bun moderator Ion Diaconescu, Valahia TV, cel mai bun talk show Gelu Brebenel, Giurgiu TV, cea mai bună emisiune educativă Emil Talianu, Muntenia TV, debut media Cristina Chiru și Denis Andrei, Giurgiu TV, cea mai bună știre TV Bogdan Vladu, Valahia TV, cea mai bună imagine Andrei Sfetcu, Valahia TV, cel mai bun prezentator Cătălina Sfetcu, Valahia TV, premiul pentru promovarea tradițiilor culturale Ilie Clement, Giurgiu TV, cel mai bun montaj Decebal Cordie, Giurgiu TV, cel mai bun reportaj Sorin Berbeni Niciuc, Muntenia TV și cea mai bună creație artistică Gelu Brebenel, Giurgiu TV. La categoria presă scrisă, laureații au fost cel mai bun editorial Florian Tincu, Jurnal Giurgiuvean, cea mai bună știre politică Sorin Berbeniciuc, Giurgiu Express, știrea cu cel mai mare impact social Marcela Petcu, Giurgiuveanul, știri incomode Ion Diaconescu, Opinia Giurgiuveanului. Nu putea lipsi presa online. Cel mai mare impact social, Vasile Arcanu, giurgiuveanul.ro. Cel mai bun reportaj, Claudiu Cimpoeru, știrigiurgiu.ro. Cel mai bun editorial, Cătălina Sfetcu, informația de giurgiu.ro. Cea mai bună anchetă, Sorin Berbeniciuc, giurgiuexpress.ro. Cel mai bun pamflet, Ion Diaconescu, opinia giurgiuveanului.ro. Și cel mai bun web designer, George Secară. Dincolo de aceste premii, la gala au fost oferite și câteva premii speciale. Traian Metaxa a fost premiat pentru întreaga activitate pe scenă urcând să ridice diploma nepoata Cristina Metaxa. Primul care primește felicitările, aprecierea și aplauzele noastre este o persoană extrem de îndrăgită de noi toți. Premiul pentru întreaga carieră jurnalistică îi se acordă lui Traian Metaxa. Pe scenă alături de noi a urcat, după cum o puteți vedea, este nepoțica lui. Bună seara, Cristina! Cristina, ce faci? Bine! Ce faci aici? Asta se așa. Când o să ajungi tu acasă în seara asta, ce o să-i transmiți? O să zic cum a fost de bine. A fost bine, nu? Da! O să te rugăm să-i spui că îl aplaudăm și că îl iubim și că toți cei din seara aceasta ne-am gândit la el. Îi spui, da? Da. Heliade Călin a primit un premiu special pentru vechime în mass media. Așa cum ați ghicit, probabil este vorba despre unul dintre cei mai vechi și prolifici jurnaliști giurgiuveni. Heliade Călin este numele premiatului, iar diploma este oferită de domnul șef, inspector șef al ISU Giurgiu, domnul Emil Apostol. Mulțumesc pentru aceste premii și în primul rând cred că le merit și trebuie să le ofer celor doi mari mentori ai mei care au plecat să scrie presă la Îngeri, Mitică Panaitescu și Ion Neagu, fostul director al Teatrului Valac, care pe vremea când lucram la IGMU cu domnul director Lucian Iliescu mi-a sesizat talentul pixului și mi-a spus o vorbă pe care n-am putut să o uit niciodată în 1981. Băi, Cărine, ai grijă cum scrii, că te-a blestemat Dumnezeu să trăiești în pix. Premiul pentru cea mai bună voce a fost adjudecat de Emanuel David, cel pentru jurnalist sportiv a ajuns la Marian Damian, iar Mugurel Roșu a primit premiul pentru că există. Dincolo de mulțumiți și nemulțumiți, de cârcotași și de felicitări, Gala Premiilor Presei Giurgiu Vene a fost un adevărat eveniment.